fericiți. La mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani. La mulți ani. Știm că astăzi aveți o mare, mare sărbătoare, da? Câți anișori face femeia asta frumoasă? 60 de vere adunat la buchetul vieții. Știm că sunteți o femeie cu inima la fel de mare, bună la suflet, mărinimoasă. Așa că cum să nu venim noi în vizită la femeia asta frumoasă pentru a o felicita și a-i dorim tot binele din lume. Doamna Maria, la mulți ani! Ia să vedem ce vă șoptește inima. Cine ne-a trimis la dumneavoastră cu atâtea cuvinte frumoase și doar de mulțumire? Doamna Relea. Dar cine e doamna Raia? Doamna Nina. Dar de ce vă se duce gândul la doamna Nina? Așa m-am gândit. Ce înseamnă o femeie cu intuiție bună, într-adevăr. Da, mulțumesc. Și de la doamna Nina la fel. Mai sunt câteva persoane dragi, frumoase, care vă iubesc, vă apreciază și vor ca de fiecare dată să aveți lumina în ochișori, emoții pozitive și cât mai multe surprize plăcute. Așa că din toată inima aveți o floare de la fetele astea frumoase. Mulțumesc, mulțumesc. Și pe lângă florile astea frumoase mai este aici un mesaj de felicitare. Iar mesajul începe așa: astăzi este o zi frumoasă, ziua dumneavoastră. Orice zi este făcută dintr-un milion de clipe, iar fiecare clipă aduce promisiunea împlinirea tuturor viselor și planurilor speciale. Draga noastră, vă urăm să prindeți aripi pentru a zbura cât mai sus spre realizări mărețe. Culege tot ce este mai frumos și bucură-te cu adevărat de fiecare clipă alături de cei dragi sufletului și de prietenii care te înconjoară. Să fii mereu sănătoasă, voioasă, cu zâmbetul pe față și plină de puteri noi. Fie ca această zi de naștere, dar și fiecare zi de an, să te simți deosebită, să te simți cu adevărat fericită, pentru că meriți din plin. Să înflorești mereu și să zâmbești. Suntem norocoși că te avem în jurul nostru și ne putem bucura de o persoană atât de tolerantă, înțeleaptă, profesionistă, creativă, mereu cu idei frumoase, noi și originale. Pentru noi sunteți o sursă de motivație, plină de energie, mereu pozitivă și bine dispusă. Admirăm mereu faptul că dumneavoastră sunteți atât de curajoasă și ne inspirați și pe noi să facem fapte mărețe, să facem lucruri noi și să avem cât mai multe forțe. La mulți ani frumoși, doamna Maria! Surpriza vine cu drag din partea doamnei Nina, Aliona și Olea. Mulțumesc. La mulți, mulți ani și toți fericiți așa și frumoși ca dumneavoastră. Mulțumesc. Ce le transmite doamna Maria acestor fete? Mulțumesc mult! Sănătate, bucurie, să avem o viață frumoasă! Felicitări! Eu mă bucur că câteodată surprizele se așteaptă de la cineva din depărtare. De-aia că dacă aveți și oameni frumoși alături, ei se străduie să vă aducă zâmbetul pe buze. Și în special pentru că meritați. Așa da. Este? Merită? Da, merită. Tot ce e mai bun și tot ce e mai frumos. Încă 60 de veri înainte? Ei, domnul. Ce îi dorește doamna Nina cu cuvintele ei? Doresc multă, multă sănătate, să fii înconjurată de oameni buni, să ai bucurie de la copii, de la nepoți și ce își dorește și ei să îndeplinească. Și succes în realizări. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Realizări frumoase. Uite așa, femeia asta frumoasă. Nici de ziua ei nu stă acasă, da? Da. Tot trebuie să vină ea să muncească. Să pună un număr la ceea ce faci și ceea ce iubești cu adevărat. Atunci când iubești, îți reușești cu adevărat să faci tot ceea ce... Da, da. Tot ceea ce vrei. Așa că noi ne bucurăm că sunteți un motiv și pentru cei din jur. Da. Asta este o bucurie tare mare. Rar ne ducem la șefi, dar asta mult spune despre dumneavoastră. Așa că încă 60 de ani înainte. Ne simt. Alături de mulți copilași, mulți nepoței și mulți oameni frumoși în jur. Da, da, la mulți, mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine.